E tânără, frumoasă, aleargă 30 de kilometri pe zi și face carieră în sport și în armată. Laura Popescu este campioană națională la maraton și vicecampioană mondială la alergare montană. În vârstă de 26 de ani, ea schimbă des echipamentul sportiv cu hainele militare, deoarece își desfășoară activitatea într-o unitate de comunicații a armatei române. Mă înțeleg oamenii din armată și mă pot antrena în același timp. Eu sunt pe profilul de transmisiuni și mă bucur că pot avea un job și mă pot și antrena. Bărbații zic din armată sau așa că sau din afară că e o lume a bărbaților, dar pentru mine armata nu este wow, foarte greu. Deci eu zic că orice femeie poate să facă față armatei și e o carieră care îmi place și care vreau să urmez pe tot parcursul vieții. Vreau să fac cât mai multe cursuri, vreau să cresc în grad, chiar dacă trebuie să merg la instrucție din nou câteva luni, nu contează, eu trec peste. Atleta ar putea participa cu succes la concursurile de frumusețe. De altfel, românca a și fost premiată pentru înfățișarea sa în cadrul unei competiții. Am fost la un concurs în Italia și am luat pentru cea mai frumoasă alergătoare. Eu pentru prima oară când am văzut că la un concurs se face așa ceva și am primit un tricou, o medalie. Cu peste 22 de curse la maraton, la activ, Laura Popescu se pregătește acum pentru prima cursă de 50 de kilometri din carieră. Sportiva va concura la primul campionat mondial de atletism organizat în România, competiție găzduită de Brașov pe 1 septembrie. Sunt mândră că particip la acest campionat și că fac parte din lotul României. Eu abia aștept acest concurs, deși am emoții, deja am emoții, dar sunt fericită că fac parte din echipa României. Principalul obiectiv pentru Laura Popescu este calificarea la Jocurile Olimpice, competiție la care idolul său a scris istorie. Maratonista Constantina Diță a cucerit titlul olimpic în 2008 la ediția de la Beijing. Chiar de la mine de acasă, din Târgu Jiu, Constantina Diță, campioană olimpică, este modelul meu în viață și cred că de fiecare dată eu zic, când mă întâlnesc cu dânsa, îi spun că o apreciez și ceea ce a făcut ea este pentru România, poate, nu știu dacă se va mai întâmpla, oricum o apreciez și o urmez. Și Laura e o fată foarte ambițioasă, foarte hotărâtă, muncitoare. Eu sper să fac o figură frumoasă la campionatul mondial. Este o muncă foarte, foarte, foarte mare, kilometri foarte mulți, în jur de 20-30 de kilometri pe zi, un efort foarte mult, nu există pauze, joia și duminică un antrenament. Dacă facem un calcul, numai la 20 de kilometri pe zi, în 7 zile, să ajung la 140, 150, 160 de kilometri.